Deci de ce să le mai aduci și tu aminte? Țineți bă întrebarea asta la tine. Dacă ar fi o olimpiadă a întrebărilor tâmpite, asta ar lua aurul la toate categoriile. Salutare și bine ai revenit pe canalul meu paraschiv.ro. Asta dacă ai mai fost pe aici. Dacă n-ai mai fost, sper să rămâi. Așa că apasă butoanele alea de subscribe, share și like și fii la curent cu tot ceea ce fac. Și ca să fii chiar primul care află atunci când mai postez ceva, apasă și clopoțelul ăla mic de notify. Săptămâna asta vreau să vi-l prezint pe Verdescu. Verdescu este noul membru al familiei și care, membru, a devenit celebru pe Instagramul soției din prima căsătorie. A făcut ea acolo un reel în care îl muta dintr-un ghiveș mai mic într-un ghiveș mai mare și a adunat 1300 de vizualizări. Acum na, poate pentru mulți 1300 de vizualizări n-or fi multe, dar pentru mine sunt cu duiumul. Asta și pentru că eu abia am reușit să strâng 1000 de vizualizări la primul meu vlog, la care o să las link în... aici, undeva, sus. Vlog în care discutam performanțele artistice și nu numai, a lui Ruby Regina. Hai să lăsăm pe Verdescu la o parte și să ne întoarcem la subiectul de săptămâna asta, care, după cum ați văzut din titlu, este top 5 cele mai penibile întrebări pe care le primim cu toți. Prima întrebare din topul ăsta e aia cu câți ani îmi dai? Asta vine de obicei după banala întrebare, câți ani ai? Cum ai putea să răspunzi la întrebarea asta? Adică dacă răspunzi și dai mai mult decât trebuie, o ia razna discuția. Dacă nu răspunzi, o ia razna discuția că de ce n-ai răspuns? Zi bă câți ani ai, că de aia te-a întrebat omul ăla câți ani ai, că dacă știa, nu te mai întreba. Întrebarea numărul 2 de pe lista asta e aia. Câți bani ai făcut la nuntă? Dar ce ești bro să întrebi asta? Consultant financiar? Bă, sunt oameni care nu fac nunta ca să scoată profit de pe urma ei și atunci asta cu făcutul banilor e ultima lor grijă, deci nu ai de ce să-i întrebi. Sau na, dacă își doreau să facă profit de pe urma nunții și au reușit să facă asta, bă, cu siguranță nu-ți vor spune ție câți bani au făcut, că atunci va afla toată lumea care a fost la nuntă și vor ieși discuții de genul: uite bă, pe aia câți bani au făcut și nouă ne-au dat saramura aia spotroacă de poi. Sau, și mai rău, dacă au vrut să facă profit de pe urma nunții și nu au reușit să facă asta, sunt deja dezamăgiți. Deci de ce să le mai aduci și tu aminte? Țineți bă întrebarea asta la tine. Întrebarea numărul 3 de pe listă e aia cu: vai, dar ce ai slăbit atâta? Nu că asta ar fi o problemă la mine, pe mine nu mă întreabă nimeni treaba asta. Bă, de ce ar preocupa pe cineva silueta altcuiva? Adică sunt câteva motive din cauza sau datorită cărora cineva slăbește. Unul ar fi că așa a ales persoana respectivă și atunci e fix problema ei, o chestie personală care nu ar trebui să intereseze pe nimeni. 2. Poate că persoana respectivă trece prin niște momente din cauza cărora asta cu mâncatul este ultima grijă pe care o are. Sau 3, chiar și mai rău de atât, poate că are o problemă medicală, o problemă despre care poate nu-și dorește să vorbească și dacă nu aduce asta în discuție, nu întreba frate treaba asta. Oricum ar fi, de ce să întrebi asta? Nu e ca și cum i-ai dat tu bani să mănânci. A, apropo de asta, ați observat că nimeni nu întreabă de ce te-ai îngrășat atâta? Întrebarea numărul 4 de pe lista asta e aia cu: de ce nu crezi în Dumnezeu? Bă, ăștia cu întrebarea asta se cred ei așa un fel de cavaleri teutoni înrudiți cu inchiziția medievală. Adică singurul motiv pentru care ei te întreabă chestia asta este ca după ce le răspunzi să vină la tine și să-ți explice ce inept ești tu și ce mare noroc ai tu că persoana aia invizibilă de după nori alege să te accepte așa cum ești și să-ți mai dea o șansă. Amărâtule. A... Și totul îmbrăcat într-o haină din asta de superioritate religioasă. Apropo, oamenii care nu cred în Dumnezeu nu vor întreba niciodată persoanele care aleg să facă asta de ce fac asta. Pentru că nu le interesează. Și na, nu e treaba nimănui. Întrebarea numărul 5 și cea mai penibilă dintre toate întrebările existente pe pământul ăsta e aia cu: voi când faceți copii?
am păstrat-o la sfârșit pentru că de departe este cea mai tâmpită întrebare ever. Adică dacă ar fi o olimpiadă a întrebărilor tâmpite, asta ar lua aurul la toate categoriile. Este o întrebare atât de proastă din atât de multe motive încât îmi este greu de înțeles de ce în 2021 oamenii încă o mai pun. În viața unui cuplu sunt câteva posibilități în ceea ce privește situația asta. Adică ori nu își doresc copii, pentru că, na, ce să vezi, nu pentru toți împuierea este un motiv existențial. Și atunci este fix alegerea lor și nu ar trebui să te intereseze pe tine de ce au ales ei calea asta. Și întrebându-i chestia asta, nu vei face decât să pici de prost. Mai rău decât atât, poate că își doresc să facă copii și ori nu este momentul să facă asta, din vari motive, ori nu pot face copii. Și atunci, întrebându-i chestia asta, nu îi faci decât să se simtă prost. Acum, pentru că ai ales să stai cu mine până la sfârșitul acestui vlog, am să-ți dau drept bonus și o întrebare tâmpită care circulă zilele astea, care are legătură cu situația pe care o trăim. Tu crezi în COVID? Întrebarea asta n-are nevoie de nicio explicație și de niciun comentariu. Dar, dacă ai și tu întrebări tâmpite care ți se adresează sau pe care le-ai adresat, lasă-le în comentarii și hai să ne râdem și să ne hlizim împreună. Până una alta, împreună cu Verdescu, am să îți mulțumesc că ai fost alături de mine și săptămâna asta, așa că nu uita să apeși butoanele alea de subscribe, share și like, că tot e gratis și chiar ajută. Și în speranța că ți-a plăcut și de data asta, înclinându-mă, am să-ți mulțumesc. Pe data viitoare!